Marius Șumudica a prefațat primul meci pe care echipa sa îl va juca în acest sezon în grupele Europa League împotriva austrie Viena și consideră că oponenții de astăzi au o valoare apropiată de cea a echipei sale. Este un meci de grupă în care se poate întâmpla orice. I-am urmărit foarte atenți pe adversari și sunt ca la nivelul nostru. Până în decembrie se pot întâmpla multe și eu cred că ne putem califica. Poate că Europa League e mai importantă pentru că putem câștiga bani dacă facem puncte. Nu avem probleme de lot. Nu ne așteptăm să vină foarte mulți suporteri. Cred că vreo 3-4 mii, a declarat Marius Şumudica. O veste excelentă pentru șumudică este aceea că Denis Alibek va începe ca titular meciul de astă seară, deși vârful de 25 de ani nu s-a pregătit la capacitate maximă în ultimele zile. Alibek s-a lovit la picior în derbiul cu Steaua de duminică și nu a fost capabil să execute antrenamente la intensitate maximă. Meciul dintre Astra Giurgiu și Austria Viena din grupele Europa League se va disputa pe Arena Națională în această seară de la ora 20.